Salut, camarați, bună ziua! Bună să vă fie inima, că e prea multă răutate pe planeta noastră. Uite, am fost și eu până la îngerul meu păzitor să-i mai duc niște rufe murdare, l-a spălat și am dat și eu până la piață să mai cumpăr ce îmi lipsește, știți? Mi-am luat două sucuri de mere aici. Vă recomand, sucul de mere are potasiu sau patru mere pe zi. Cel mai sănătos, deci potasiu, foarte important. Mi-am luat o caserolă mică de icre cu ceapă, icre de crab cu ceapă, ceapă roșie, știi, antioxidantă. O să mănânc icre cu o bucățică de pâine, mi-a rămas o bucățică de pâine, e albă, dar ce să fac, am primit-o cadou, deci calul de dar nu se caută la dinți. Mai am și un pic de mămăliguță, aici parafrazând vechea poveste, zice despre Ioan Sobieschi, ce îl pupa viteazul Rigă și îndopa la mămăligă. Așa și eu. Nu sunt Rigă viteaz, dar îndop la mămăligă. Mămăligă românească, bineînțeles. Și mi-am luat 2 litri de zeamă de varză. Da, să vedem cum e, s-o gustăm în direct. De la o femeie de la Copăceni. Zeama de varză în fiecare zi o cănuță, că fermentează. Ne scoală din coșciug asta. Zeama de varză ne scoală din coșciug și am și borș. Am cumpărat ieri. Asta fac mâine o ciorbică. Zeama de varză la meserie. Ce n-a văzut Parisul? Și mi-am luat și o bucățică de pește, cred că e macro afumat. Nu e mult, dar e... mănânc și eu un pic de pește, stai așa, trebuie să tai pumnul. E mai simplu, ca nodul gordian, ca nodul gordian al lui Macedon. Uite aici, o bucățică de macro afumat, miroase bine. Bag și eu la ghiozdonel, am și niște gogoșat la meserie, tot de la femeia aia, de la Copăceni. Deci nu e mult, dar mănânc disciplinat și sănătos. A, și mi-am luat și șosete de iarnă. Câte mi-am luat? Două, patru. Patru perechi de șosete de astea groase de iarnă, ca să nu-mi înghețe deștele la picere. Așa? Și uite, am luat și o jumătate țuică de prună, beau și-o seara cât un păhărel mic, așa, două dește cu miere în ea, că așa, mamă, la meserie, țuică de prună, știi? O jumătate beau și în fiecare seară două dește cu miere în ea, știi, ca să iau tăria. Miroase la fix. Hai, camarad, dacă sunteți la masă, vă doresc poftă bună. Vă doresc o zi frumoasă, armonioasă, cu bucurii, cu un pic de cașcaval acolo și cu, ce să mai, cu speranțe, cu speranțe, că speranța moare ultima. Hai că vă pup cu drag, vă urc câteva clipuri puțin mai târziu. Hai, să aveți o zi minunată, rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!